Iată-ne, estimați spectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Ghimp. Invitații noștri de astăzi, Loriana Farcaș, președintă Plus, filiala județului Hunedoara, domnul Dan Marinescu, consilier local din partea USR la municipiul Vulcan, care de fapt ar trebui să fie oraș, zice domnul Marinescu. Vorbeam înainte de publicitate, despre anumite lucruri ați dorit să interveniți. Da, despre reintroducerea uniformelor în școlile primare. Pentru că noi și mie visă, dar nu mai școlile primare. Și chiar școală. La liceu au început să-și aleagă chiar elevii. În funcție de liceu, bă, să avem câte un sac albastru sau unii mov. Unde? La noastră, în Vale? Am mai văzut pe la anumite licee unde clasele sau ăștia își pun bani și își fac și poartă să știe că ea sunt de clasă, dar da. nu tot liceu. Exact, da, nu. Hai să vă spun o chestie și asta e din punctul meu de vedere. Poate să fiu un pic cam dur. Eu revin la ideea asta. Nu vreau să fiu un neocomunist sau vezi, doamne, toată lumea îmbrăcată la fel, că se poate interpreta și așa. De până și liceele din... Hai să luăm o țară civilizată, Marea Britanie, da? Corect. Toți au uniformă acolo. Fustele fetelor sunt foarte aproape de genunchi, ca să nu zic peste genunchi. Acum nu o să le obligăm să poarte fetele fuste peste genunchi, să-și pună și, bentiță în păr și chestii de genul ăsta. Dar un minim de decență în școlile românești, cred că este absolut necesar. Și să mă scuzați, vreau să văd și eu pe profesorul ăla, poate vorbesc tâmpenii și e o oră la care poate n-ar trebui să vorbesc asta. Profesorul ăla de 30 de ani, de 35 de ani, când o vede pe aia că îi vine cu fustița până sub așa, ce zice el la oră? Nu că ar fi pedofil, că nu așa se pune problema. Nu? Sau mama, tata, părintele când își trimite fata cu colanții aia de 19 lei la școală, prin care se văd toate alea. Da, și geaca de colegiu pe care noi o cumpăram în timpul liceului. Asta e imaginea unei școli de prestigiu sau că la un moment dat nu mai știi cine e elevă, cine e profesoară, cine e care, cum. Uniforma ar trebui reintrodusă din mai multe puncte de vedere și anume și are un impact și psihic și asupra copilului. Vedeți dumneavoastră, sunt copii foarte deștepți care provin din familii defavorizate, dar pornesc cu complexul de inferioritate din start, pentru că văd la școală că colegul lui care nu învață poate nici jumate din cât sau nu care învață... Are Adidas firmat, da, exact, are bani sau telefon sau... Și aici nu este corect, pentru că acel copil... Când blugii aia rupți la școală de parcă i-au mușcat câinii pe stradă în drum spre școală, mă astup. Deci nu pot să cred. Unii poate i-au rupți pentru că n-au altceva, dar alții au pentru că... Nu, da, mă refer... Paradoxul în educație tocmai asta e, că noi garantăm o educație gratuită și obligatorie pentru toată lumea. Dar ce facem, foarte frumos, e foarte ce bine. Facem noi în privința asta, noi ca stat? Cum asigurăm aceleași condiții de educație pentru toți copiii când unii, când vin din medii diferite, au condiții materiale diferite și eu ca stat nu intervin în niciun fel. În străinătate, cum bine ați zis, dacă veți întreba, am prieteni care sunt plecați. Mi-au spus că nu trebuie să-și cumpere decât Adidas. Atât, că restul le asigură școala, începând cu uniformă și terminând cu rechizitele pe care le folosesc. Cât poate să coste un caiet și câteva pixuri folosite la școală, lăsate la școală? Noi vrem să implementăm școala de la 8 la 5. O avem în programul de guvernare. Și ce înseamnă asta? Că copilul are perioada de învățare de la 8 la 2, 12, fiecare în funcție de câte ore are în ziua respectivă. Primar, da? Nu, și gimnazial. Și o masă caldă pentru toți, indiferent că au posibilitatea sau nu au posibilitatea să plătească, asigurând din partea guvernului o finanțare pentru cei care nu pot, iar după masa caldă să se desfășoare fie activități extrașcolare, în funcție de talent, că sunt sportive, că sunt ateliere, că sau ore de recuperare pentru cei care sunt în postura de a necesita mai mult timp pentru a acumula cunoștințe. Sau să-și facă temele pe care le-au pentru a doua zi cu profesorul respectiv. În felul ăsta ajut nu doar copilul să își acumuleze mult mai bine cunoștințele sau să aibă acces la sport, să aibă acces la ateliere creative, ci ajut și părintele. Părintele care nu trebuie să se mai preocupe ce face el cu copilul după ora 12, 1, 2, când termină orele, mai ales în situația familiilor monoparentale,
unde e doar mama sau tata, care trebuie să se îngrijească și de serviciul lui și de necesitățile copilului, de temele, de a-l duce în diverse locuri pentru a face basket sau un not sau meditații sau fiecare ce, și ce are nevoie. Și pur și simplu simplele obiceiuri care se purtau și la noi, că mama venea de la muncă, cum spuneam, venea acasă, spăla, gătea, se ocupa și de noi la teme, parcă era și timpul altfel. Acum nu mai ai efectiv acel timp. Nu mai este timp, da, asta. Timpul trece prea repede. Bun. Da, e interesant ce îmi spuneți, dar există un dar. Copiii și-ar dori să participe la... Ai mei, da. Am două fetițe de 7 și de 9 ani. Dar la modul da. General, credeți că, nu știu, restul dintre ei ar fi interesați să rămână de la 8 la 5 din ciclu, ziceți noastră, primar și gimnazial? Să știți că sunt... Ține și de... Bun, poate cei de la 1-4, da. Dar se deja pot găsi o mulțime de activități în funcție de interesele lor. Normal că părinților le-ar conveni lucrul ăsta. Eu sunt sigură că socializarea pentru copii la vârsta asta este extraordinar de importantă. De acord, și se pot face programe adaptate în funcție de ce vrea fiecare copil. Că noi spunem foarte mult despre curriculum în decizie locală, în care sunt implicați în Consiliul de Administrație al școlii și antreprenori și din primărie și de peste tot și vezi, Doamne, luăm în considerare nevoile din localitatea respectivă în educație, dar totul e formal. Așa e o mare vrăjeală. Da, totul e formal. Pe românește. O facem pentru că scrie în lege și pentru că... Dar nu. Învățământul dual, implicarea comunității locale în învățământ, de fapt, rămâne doar la nivel de intenție. Nu se vede sub nicio formă că lucrul ăsta se întâmplă. Vreau să spun că eu am, nu știu ce importanță are în discuția noastră, mie nu mi-ar fi trecut prin cap asta. Fiica mea a trecut acum la învățământul online din cauza intrării în scenariul roșu de astăzi. Săptămâna trecută, vineri, fusese în jumătatea aceea de clasă care trebuia să fie online. După amiază am intrat la ea, așa, ce credeți că făcea fiica mea? Era într-o ședință online pe Zoom, fără profesor, încă vreo 5 colegi și creaseră ei un link, ceva da. De genul ăsta și își făceau temele împreună. Am rămas stupefiat de lucrul ăsta. Asta înseamnă nevoia de socializare. De foarte, foarte important. Pentru că ei, fiind, atunci am realizat lucrul ăsta, fiind limitați în a sta unul cu celălalt, jumătate online, jumătate nu știu cum, nu se mai întâlnesc după amiaza, nu mai fac absolut nimic. Dacă e în funcție de ordine alfabetică sau cum de ce da, care clasă. Și n-are decât 12 ani, deci e micuță. Să-ți creezi un link ca să-ți faci temele cu câțiva colegi, mi s-a părut o chestie extrem de interesantă, nu mi-a fi trecut prin cap. Inovativă. Da. Ei creează din dorința nevoia de a nevoia asta de apartenență la grup o avem în sânge. Și... Da, și tocmai de asta, asta cu... Dar gândiți-vă că nu toți copiii au acces la internet, la o tabletă, la un da. Calculator sau un telefon. Și... Nu-i nimic, se uită la lecțiile de pe TVR1. Da, când n-au curent. Nu, când n-au curent. Așa este. Deci este o problemă care trebuie rezolvată. Și trebuie să o rezolvăm noi ca societate. Nu putem să punem în cârca ONG-urilor sau în cârca părinților care nu au posibilități. Noi ca societate suntem datori să... Pentru că un om educat e un om care mai târziu va aduce valoare în societate. De acord cu noastră. Valea Jiului a fost întotdeauna o zonă care a fost în atenția autorităților foarte mult în timpul campaniilor electorale. Reprezintă un bazin electoral foarte mare. Da, încă mai este. Încă mai și este, da. Acum se pune accent mai mult pe categoria vârstnicilor, a pensionarilor, deși în Valea Jiului să știți că sunt foarte mulți pensionari tineri, mă refer, de la 45 de ani, din minerit, cu pensii foarte mari, pentru că județul Hunedoara este pe primele două locuri la cele mai mari pensii din țară, cred că după Ilfov, dacă nu mă înșel. Și asta se datorează Valea Jiului. Unde am și eu un vecin care are 2000 de euro pensie. A fost salvator miner și... Da. Da. Dar toată lumea, sau politicul, pune accent numai pe pensionar. Pentru că eu, tinerii, majoritatea au plecat, cei care vin de la școală se gândesc că dacă întreb ce vrei să faci, vreau să plec afară. Pe ce? Cu șofer pe tir, în construcții? Sau... Deci nimeni. Noi trebuie să ne gândim la o strategie durabilă de dezvoltare urbană sau zonală, cum spunea colega mea, Loriana, pe termen mediu și lung. Ca să integrăm, să ne gândim la viitor, să integrăm și acești tineri, să rămână. Pentru că în câțiva ani nu vor mai fi nici acei bătrâni. Și ce vom face? Vom rămâne zonă fantomă? Am o întrebare pentru dumneavoastră, pentru ambii. Ce profesie, ce sunteți dumneavoastră, ce profesie aveți? Eu sunt expert contabilă.
Ok. Și eu sunt inginer de profesie. Bun. Sunteți antreprenor? Da. Aveți o firmă de? Proiectare. Consultanță și proiectare. Iar noastră, în calitate de expert contabil, aveți o firmă? Am o firmă de contabilitate și consultanță și relații cu antreprenori din un număr vast de domenii. Ce locuri de muncă ați creat dumneavoastră? Sau puteți crea? Sau puteți ajuta la crearea lor? Haideți să vă spun un paradox. Am clienți care... Și nu pun ca să vă pun într-o postură neplăcută, ci vreau să văd... Vorbeam mai devreme de implicarea comunității locale în educație. Corect. Am clienți care caută angajați specializați pe tâmplărie, specializați în construcții de la finisaje. Și nu găsesc. Și nu găsesc. Și noi, ca societate, ca Valea Jiului, ar trebui să creăm o legătură puternică. Da, mă scuzați că mă întreb, dar în același timp găsesc oameni care nu au, poate la MAUA, nu au diploma, da? Nu au specializarea nici în tâmplărie, nici în dulgherie, nici în finisaje, dar poate vin la firmă și zic, tu ce știi să faci de toate? Da, și problema, știți, care e posibil să știe să facă, dar eu în fișa postului nu pot să-i trec atribuțiile de faianțar sau de dulgher, ca în momentul în care nu face cum trebuie în proiect, el are simțul de a face, dar nu va ști să citească un proiect așa cum îl citește unul care a fost. Și atunci tu, ca angajator, nu poți să-l încadrezi decât ca și necalificat. Da, dar se poate interveni în mai multe feluri. Pot să intervin eu ca stat, creând premisele calificării la locul de muncă pentru angajați, oferindu-i niște facilități antreprenorului care face lucrul ăsta. Pot să intervin pe partea de Minister al Muncii, care oferă certificate de calificare în asociere cu anumite organisme care fac certificările pentru obținerea de competențe pe cale non-formală. Da, dar eu cred că sunt astfel de programe deja, că au fost pe la Bursa Locurilor de Muncă. Numai că iau toate frezoanele când aude. Nu poate, că tocmai, are... Tocmai asta e problema. Știi ție povestea cu frezoanele. Da, știu. Și cu... Tocmai asta e problema, că trebuie să găsesc omul potrivit pentru calificarea potrivită pentru locul potrivit. Și asta înseamnă că eu trebuie să mă duc între oameni și să văd ce vor, cum vor și de ce vor. Nu pot de aici, de la birou, să presupun că X sau Y sau Z vrea sau nu vrea să muncească până nu stau de vorbă cu el. Personalul calificat și în alte domenii, nu numai în construcție. Avea un prieten care, la rândul lui avea un prieten, deci a deschis în Valea Jiului două farmacii. Vrea să facă parte. Și nu găseau farmaciști. Și a spus, da, ne spune-le că dăm salarii mai mari decât se dau la Timișoara. De-aia zicea, una e când cei care fac pregătire la Timișoara sau la Cluj se întorc acasă în Valea Jiului sau la mama și la tata și pot să ia, în Valea Jiului mă refer, și pot să ia salariul mai mare decât ar lua în Timișoara unde plătesc chirie și alte cheltuieli. Am nevoie și de farmacist, nu numai de asistent de farmacie. Nu știu, vă rog, sunteți în domeniu, adică există o calificare de farmacist și una de asistent. Da, da, da. Adică dacă termini școala post-liceală pe profil, pentru că trebuie să știi să pregătești anumite locuri, soluții sau... Depinde, sunt mai multe specializări. Poți să fii farmacist diriginte, poți să fii farmacist simplu, farmacistul diriginte conduce toată farmacia și farmaciile astea sunt de mai multe feluri. Este farmacie care prepară, este farmacie gen drogherie unde se vând doar anumite produse, sunt medicamente care se pot vinde doar pe un anumit circuit de farmacie pentru că au autorizarea necesară pentru ele, acelea mai... Și el a reușit până la urmă, a venit o fată care era studentă la Timișoara, terminase în alt terminal și câștiga în Valea Jiului cu 1000 de lei mai mult decât câștiga la Timișoara. Adică de la 2700 de lei cât lua Timișoara, lua 3600. Și era acasă. Era acasă la mama și la tata, nu mai plătea chirie. Nu mai... Deci este nevoie. În domeniul meu de activitate, în 2017, când împreună cu partenerul meu deschisesem o firmă, nu dăm numele acum, ajunsesem și până la 18 angajați, care 5 erau din Valea Jiului, era la Timișoara. Și vă spun de ce. Noi, pe arhitectură, pe Universitatea Petroșan nu pregătește arhitecți. Este greu să găsești proiectanți. Noi am totodată apărăm și în presa locală, am mers la universitate să vorbim cu rectorul și cu prorectorul de la acea vreme, care au fost foarte deschiși, să pregătească o clasă din anii terminal, câte 5 din fiecare clasă, de pe electrică, mecanică sau astea, în care noi să venim, da, cu calculatoarele pe fonduri europene, să pregătim acea clasă de 40 de oameni, să-i angajăm practic cu jumate de normă, cum se permitea, pentru că ei ieșeau deja pregătiți. Învățau un limbaj de programare, de proiectare,
fie că era în AutoCAD sau Nemecec pe BIM. Mă băgați în ceas acum, da. Nu, dar spun așa, ei în momentul în care te-ai tot să-ți cer, ai terminat, da, ai experiență. Păi dacă acum am ieșit de pe băncile facultății, ce experiență, experiență? Dar așa, lucrând din ultimul an de facultate, câștigai și bani, mergeai și învățai totodată, și ieșind de pe băncile facultății, poate tu ca firmă păstrai anumiți elevi care îi vedeai mai buni. Alții se duceau în alte părți să-și găsească de muncă, dar își găseau, se integrau mult mai ușor, pentru că sunt foarte căutați proiectanții. Și pentru asta statul trebuie să intervină, să ofere facilități celor care vor să ofere burse. Noi asta ne dorim, avem de implementat în programul de guvernare, inclusiv deduceri fiscale pentru bursele pe care antreprenorii le dau elevilor sau studenților, pentru ca, mai, ca să le ofere posibilitatea de a face practică în întreprinderi, și să-i formeze ca viitorii angajați pentru întreprinderile respective. Aici e vorba și de acel învățământ dual, în care cred că, cum funcționează în alte țări, de ce să nu funcționeze și la noi, dacă există implicare. Dar care e povestea asta cu energia verde? E vorba de Green Energy, face parte din Energy Strategy a Uniunii Europene. Da, ce pe românești, da? Că mai deci face parte din strategia de energie a Uniunii Europene și este acest Just Transition, fondurile astea, care se aplică și în Valea Jiului. Noi, fiind tranziția de la cărbune la energie verde, avem o șansă foarte mare, dar trebuie să profităm de asta. Nu mai așteptăm cum era acum 20 de ani, se spunea, bă, se închid minele. Toți au tot închis una câte una și ne-am trezit acum în al 13-lea ceas că se închid toate minele. Mai este puțin și pe cele care mai, pe puțin ani pentru cele care mai sunt încă deschise și noi nu avem nimic în loc. Deci această tranziție trebuie făcută concomitent. Păi bun, și ce trebuie să avem în loc? Parcuri fotovoltaice, ce anume? Nu neapărat, parcuri fotovoltaice, pe biomasă, pentru că am rezolvat și problema deșeurilor din Valea Jiului și numai. În țară sunt foarte multe probleme la ora actuală, că am intrat și pe infringement cu depozitarea și gropile de gunoi. Am putea rezolva această problemă, pentru că putem să producem biogaz, să producem energie totodată, dar trebuie făcute proiecte. În Valea Jiului, lângă termocentrala Paroșeni, sunt atâtea spații pe care poți să faci combinat, un ciclu combinat. Și pe energie sunt platourile pe care se depunea cenușa pe vremuri de la Căpișoara, cum spunem noi, sunt platouri deschise cu expunere la soare, unde poți să faci un parc fotovoltaic care să meargă concomitent cu asta, sau în funcție de harta vânturilor din Valea Jiului, că sunt curenți de aer în vale. Să identifice exact unde sunt cei mai mulți, pe cea mai multă perioadă a anului, să nu afecteze traseul păsărilor migratoare, sau că sunt mai multe condiții. Nu mă luați și noastră cu gândacul de nu știu care. Nu, dar sunt condiții pe care, de care trebuie să ținem cont. Și să pui niște eoliene acolo. Și aici, cred că intervin anumite limite. Deci se pot face, dacă se vrea. Dar trebuie gândit un program de integrare. Și pe lângă asta trebuie să asigurăm cumva pregătirea minerilor ca ingineri în tehnologiile verzi, ca să poată să ajute la instalarea. Da, și nu numai ingineri. La vedeți, operare, vorbea Loriana și de infrastructură la începutul emisiunii, că s-a numit lacune. Se pregătesc acum, da? România este într-un plan de dezvoltare al transporturilor feroviare și șoselelor și a autostrăzilor. Ei bine, noi avem nevoie de minerii care sunt formați pentru tunelurile pe care se vor face. Ca să faci autostradă, să lege Transilvania de Moldova sau de Oltenia-Muntenia, eu zic că este mult mai simplu să le legi prin tunel, prin munte, cum sunt în Italia, Elveția, Austria și în alte țări europene. Acești oameni sunt foarte experimentați în acest lucru, lucrând în mină, făcând galerii, să-i folosești pentru a face acele tuneluri pentru autostrăzi. Că ei știu foarte bine cum să ranforseze pereții, cum să sape, să aibă grijă la explozii sau asta. Deci se pot și nu trebuie să-i duci foarte departe. Da, îi duci până la Sibiu sau unde se face, între Sibiu-Vâlcea. În partea cealaltă spre Brașov, ca să legi Moldova de Transilvania. Se pot reloca, iar aceste fonduri pentru recalificare profesională există de ani de zile. Trebuie foarte, doar... Foarte scurt, că nu mai avem decât vreo 2-3 minuțele. Tot aud povestea asta cu Valea Jiului și turismul din vale și dezvoltarea turismului. Toată România o dă pe turism acum. Da, și Valea are o oportunitate foarte mare, ținând cont de strangularea turismului pe Valea Prahovei sau la Brașov.
Noi acum avem o oportunitate foarte mare, dar ține totul, revenim la infrastructură. Ca să ajungi până aici, odată ce ajungi, să nu fie doar sezonier acest turism, adică nu doar de iarnă, ci să-l integrezi, să poți să beneficiezi de el pe tot timpul anului. Păi da, da, mai sunt multe lucruri care avem câteva mari discutate. Avem câteva mari avantaje. Aveți Momârlani acolo, aveți exact, o grămadă avem, de lucruri. Avem câteva mari avantaje. Avem tradițiile momârlanilor. Putem face agroturism unde să vină turiștii să vadă cum se mulge oaia, cum se face brânza, cum se tunde oaia, avem măsurat oilor, care e o tradiție foarte, foarte frumoasă. Păi e o tradiție, dar nu sunt mediatizate, să știți. Asta e problema. Și aici vreau să vă dau ca exemplu pe primarul de la Comuna Lelese, dacă știți, ați auzit de el. Omul ăsta, anul ăsta n-a făcut. Nu știu dacă anul trecut. Ba, anul trecut a făcut. S-au făcut multe. Da. Dar omul ăsta păstrează tradiția. Cheamă, nu știu cât, se adună, cred că câteva sute de oameni atunci, la măsurat oilor. Nu, eu cred în felul următor că se poate dezvolta turismul în Valea Jiului. Trebuie creat un concept, un brand integrat și creat un lanț între toți actorii din turism, începând cu pensiunile turistice și terminând cu cei care au o casă unde se întâmplă ceva. Sunt niște oi care pot fi văzute, eu sunt mai blânde, sunt mângâiate. Sunt punctele alea. Exact. Puncte gastronomice în care se poate să ia masa, să vadă cum tradițional se pregătește. Dacă vin în Valea Jiului în timpul verii, ce să fac în Valea Jiului? Puteți să faceți mountain biking, puteți să faceți o grămadă de... Vă duc la fân atunci, să vedeți. Și după aia mâncați o masă tradițional momârlănească. Se pot găsi, se pot crea. Ce e important să creăm brand-uri, să creăm poveștile. Poveștile care să arate oamenilor că în Valea Jiului sunt lucruri frumoase de văzut și pentru tineri care pot face sporturi extreme, rafting, mountain biking, pot să meargă cu ATV-urile, pot să meargă cu motocicletele. Da, e frumos, e interesant, nu mai avem timp. Vă doresc să aveți succes și să faceți lucrurile astea, vom mai discuta despre ele, mulțumim. Dar să nu le faceți ca în geoparc unde mă duc să văd dinozauri de plastic și nu mai știu ce și colac peste pupă, deci cum ați văzut, îmi fac și programa repede asupra. Vă garantez că Alianța USR Plus are numai oameni care sunt puși pe treabă și care vor să facă lucrurile bine și traiesc. Să trăiască în zona din care provin. Da, exact. Asta e cel mai important și de aia trebuie să o dezvoltăm. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă aștept cu drag și cu interes invitație. Și altă dată. Mulțumim pentru invitație. Loriana Farcaș, președinte plus filiala județului Hunedoara. Mulțumim pentru prezența. Și Vulcăneancă. Da. Și Vulcăneancă. Suntem doi vulcăneni aici. Da. Uite, chiar plus USR se căsătoresc, se nu știu ce, încă nu au politic, că amândoi sunt căsătoriți. Da, clar. După cum vedeți, noi ne înțelegem, avem ideile comune. Da, la noastră funcționează alianța, văd. Ar fi funcționat și înainte dacă eram tot în aceeași formulă. Pentru că cu Loriana ne-am înțeles de la început. Dan Marinescu, consilier local USR în cadrul Consiliului Local al Municipiului Vulcan, care ar trebui să fie oraș. Din punctul ăsta de vedere sunt de acord cu dumneavoastră. Mă bucur. Au fost invitați în votul cu GIMP. O dată mulțumesc pentru prezența în emisiune. Ne mai vedem. Cu drag. Stimați spectatori și cu dumneavoastră, cu siguranță ne mai vedem. Sunt Adrian Simon. Mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți cu noi. Numai.